Moldova ar putea avea în acest an o recoltă record de struguri de masă. Agricultorii prognozează că vor culege peste 100.000 de tone, cu până la 15% mai mult decât în 2021. În pofida prognozelor optimiste, agricultorii se gândesc acum dacă vor avea unde să exporte marfa în condițiile în care transportarea pe piața Federației Ruse este dificilă, iar spre Uniunea Europeană camioanele sunt blocate zile întregi în vămi. Maria Vedrașcu este administratoarea unei cooperative agricole formată din 5 agenți economici, care dețin 42 de hectare de viță de vie în satul Milești Mici din Ialoveni. Aceștia cultivă soiuri precum Moldova, Roșfor, Codreanca și Suvenir. În acest an, strugurii sunt frumoși, iar recolta se anunță a fi una promițătoare, spun fermierii. La această perioadă, iată, el își lasă floarea. Dacă vedeți, iată, asta e floarea care cade. El e dezvoltat normal, are maximum 60 de zile ca să fie copt. Strugurile astea, după cum el arată aici, el o să fie un strugur în jur de un kilogram. Iată, ăsta o să fie în jur de un kilogram. Iată, ăsta alt struguri. Iată, ăsta alt. O să fie un strugur mai mare. Să facă în jur de un kilogram 200. În această primăvară, condițiile de dezvoltare a plantelor au fost bune, așa că deținătorii cooperativei prognozează o recoltă de 1500 de tone de struguri față de 1100, cât au cules anul trecut. Anul ăsta plantațiile par a fi mai bune, par a fi mai frumoase. De asta vă zic, când au fost multe ploi, au fost câte au fost la timp. Dar la moment, practic, ne-ar trebui ploaie mai mult. În 2021, cooperativa a exportat toată recolta în România, Polonia, Croația și Statele Unite ale Americii contra unui preț cuprins între 65 și 85 de eurocenți per kilogram, în funcție de soi și calitate. În acest an, din cauza războiului din Ucraina, lanțul logistic este dat peste cap, lucru care îngrijorează pe producători. Pierzând piața rusească și ucraineană și cea din Ucraina și cea din Belorusia, practic cred că toți strugurii și toată producția o să meargă spre Europa, dar dacă atât se va staționa în vamă, o să fie o problemă foarte mare și atunci chiar nu o să izbutim să exportăm și ne temem să nu pierdem producția și să o stricăm aici. În prezent, în țara noastră sunt peste 16.000 de hectare de viță de vie de soiuri de masă. O recoltă globală de peste 100.000 de tone de struguri este reală, fiindcă mai multe plantații tineri au intrat pe rod, situația este bună. Până la moment nu am avut niciun factor negativ. Condițiile permit de a avea o calitate mult mai superioară decât aceea de anul trecut. Minimum 10-15%. Anul trecut au fost exportate 70.000 de tone de struguri de masă în peste 20 de țări. Grijorarea numărul 1 ține de unde vom vinde. Acest struguri prețul a atins uneori chiar de 5-6 ori este mai mare ca în anul trecut pentru a transporta un lot de marfă către piața Federației Ruse, de exemplu, sau a Belorusiei. Cerințele sunt foarte dure în piața Uniunii Europene, ceea ce ține de calitate și de siguranța produsului. De aceea anume și lucrăm la moment cu producătorii pentru a respecta absolut toate normele și regulile. Jumătate din marfă a fost vândută în Federația Rusă. Uniunea Europeană a majorat în 2022 cota de export a strugurilor de masă fără plata taxelor până la 40.000 de tone. În 2021, mai mult de jumătate dintre plantațiile de viță de vie au avut de suferit din cauza ploilor abundente, dăunătorilor sau înghețurilor. Recolta a fost de 100.000 de tone, dar calitatea a fost joasă, astfel că o mare parte din strugurii de masă au fost vânduți fabricilor de vin.